Ziua și accidentul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Seara trecută, poliția municipiului Drobeta-Turnu-Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe bulevardul Tudor Vladimirescu s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Tâmna, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Chiselev, nu a respectat semnificația culorii roșu a semaforului electric aflat în funcțiune și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un alt tânăr de 19 ani. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei tinere de 17 ani, pasager în autoturismul condus de tânărul de 19 ani, care a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală, și a unui alt tânăr de 19 ani, pasager în celălalt autoturism, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei tinere de 17 ani, pasager în autoturismul condus de tânărul de 19 ani, care a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală, și a unui alt tânăr de 19 ani, pasager în celălalt autoturism, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.